Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră subiectul despre conducerea spirituală, unicitatea conducerii spirituale. S-ar putea ca să fim tentați să ne pierdem interesul pentru ceea ce urmează, datorită titlului. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre noi nu ne considerăm implicați în conducere. Ei bine, atunci când vorbim despre conducerea spirituală, nu ne referim neapărat la lideri, la politicieni, la oamenii care conduc, ci la orice persoană, pentru că fiecare dintre noi ne conduce în propria viață. Suntem implicați în conducere în familie, la lucru. Trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de discernământ, capacitatea și abilitatea de a judeca, de a deosebi lucrurile. Cam subiectul acesta se pretează la astfel de lucruri. În general, diferența dintre succes și faliment în mijlocul unei comunități o face conducerea, adică integritatea, calitatea, fidelitatea, motivația, transparența, lucru în echipă și așa mai departe. Adevărata conducere este determinată de măsura în care conducătorul se dăruiește altora, nu de măsura în care el încearcă să îi constrângă pe alții. Privind în trecutul umanității, observăm că istoria nu a prețuit deloc titlurile sau poziția frunului conducător, ci doar calitatea faptelor, a caracterului și a inimii lui. Conducerea spirituală este unică prin faptul că urmează modelul ceresc, adică modelul lui Iisus Hristos și al apostolilor săi. Conducătorul spiritual este persoana care nu-și dorește conducerea datorită privilegiilor poziției, însă având chemarea divină și asumă o anumită slujire. Omul dominat de ambiție de a conduce este descalificat din stat. Un lider poate avea scopuri onorabile, dar tot atât de bine poate avea o dorință de a exploata poziția de conducător, de a manipula oamenii pentru a-și satisface propriile ambiții și interese. Liderul îi va influența în mare măsură pe cei ce -l urmează, în bine sau în rău. Primul obiectiv al unui conducător este acela de a se asigura că are scopuri comune cu cei pe care dorește să-i conducă. Spre exemplu, Bernard Montgomery spunea, conducerea este capacitatea de a i alinia pe oameni unui scop comun și este caracterul care inspiră încredere. John Matt spunea, liderul este omul care cunoaște calea, care se poate menține în frunte și care îi trage pe alții după el. Harry Truman spunea: Conducătorul este persoana care are abilitatea de a-i determina pe alții să facă ceea ce nu vor să facă și a ajunge să le placă acest lucru. Uh, host spunea: Cel mai bun test pentru a determina dacă cineva este calificat să conducă este să vezi dacă este cineva să-l urmeze. Tozer spunea, conducătorul este omul care nu-și dorește conducerea, dar este constrâns de chemarea lui Dumnezeu să-și asume o anumită slujire. Omul dominat de ambiția de conduce este descalificat. Cea mai serioasă problemă legată de conducere este problema autorității, care nu derivă doar din delegarea poziției, ci din calitatea caracterului și competenței. Grecii antici, de pildă, au considerat că sursa autorității în conducere este statul, care delega autoritatea. În Biblie însă, sursa autorității este chemarea lui Dumnezeu și, deopotrivă, împuternicirea Duhului Sfânt. Hristos Domnul, în Noul Testament, a impus un model de slujire prin care importanța conducătorului se măsoară în umilință și se măsoară în slujire, motiv pentru care conducătorul spiritual se numește slujitor. Când Dumnezeu vorbește despre mari bărbați ai Bibliei, spune despre Moise, Moise robul meu, nu Moise conducătorul meu. Hristos a înnobilat cuvântul de rob atunci când a fost prezentat de Dumnezeu Tatăl ca un model al robului slujitor, Isaia 42. Aici întâlnim câteva caracteristici ale robului, poziție în care și Isus Hristos a intrat prin întrupare atunci când a devenit om. Dependența, iată robul meu pe care îl sprijin. Aprobarea, alesul în care își găsește plăcerea sufletul meu. Ungerea, am pus Duhul Sfânt peste el. Slujirea, el va vesti neamurilor judecata. Decența, el nu va striga, nu-și va ridica glasul. Nu-l va face să se aude pe străzi. Milă, trestia frântă, nu va zdrobi și mucul care mai arde, nu-l va stinge. Ucenicii sunt așa de departe de acest model încât mama celor mai buni doi ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos îndrăznește să ceară de la Domnul ca fiii ei, cei doi fii ai ei, printre cei 12 ucenici, să stea unul la dreapta și altul la stânga Mântuitorului. Atunci, profitând de împrejurare, Mântuitorul Hristos explică principiul conducerii prin slujire. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul tuturor și oricine va vrea să fie primul între voi să fie rob. Aceasta este conducerea spirituală. Cine este cel mai mare să slujească. Cine este primul să fie robul celorlalți, adică să fie preocupat de binele celorlalți. Ce s-ar întâmpla dacă liderii din politică, din finanțe și din toate aspectele vieții ar fi robi spirituali? Ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla bine. Atunci când vorbim despre conducere, trebuie să vorbim despre calitățile conducătorilor. Un slujitor un lider spiritual este cineva care a fost recunoscut public ca având dreptul și responsabilitatea de a împlini anumite funcții, anumite slujiri pentru beneficiul comunității. Indiferent ce înseamnă comunitate, o comunitate de oameni, societatea, o echipă de la serviciu, o biserică, o familie, o echipă sportivă, o echipă politică, o echipă de toate felurile, o comunitate de oameni, un grup de oameni. Caracteristicile conducătorului trebuie să fie, dar nu trebuie să se limiteze la următoarele: să aibă călăuzirea lui Dumnezeu, să aibă însoțirea divină, să aibă integritate, să fie incoruptibil. Frica de Dumnezeu construiește integritatea personală, nu împrejurările, oamenii sau oportunitățile. Examenul integrității este păstrarea reputației, aduceți-vă aminte, de Iosif și soția lui Potifar. Iosif și-a păstrat reputația prin faptul că s-a ferit de imoralitate, a stat în moralitate, în integritate. Pericolele integrității liderilor spirituali sunt frica de oameni, spre exemplu, aduceți-vă aminte de Aram și Sara, în Egipt sau Petru în curtea marelui preot. Frica de oameni conduce la tot felul de compromisuri. Sau, nu doar frica de oameni, ci și dorința după popularitate. Împăratul Saul care își persecuta ginerele pentru a câștiga concurența, în aceeași situație sunt frații Cain și Abel, Avram și Lot, Iacov și Esau, Iosif și frații lui. Sau dorința după promovare, Maria și Aron care îl bărfesc pe Moise deși era fratele lor. Abuzul de putere, împăratul Ozia. Când Ozia a ajuns puternic, Biblia spune că inima i s-a îngânfat. Abuzul de putere merge în mână, mână cu mândria. Abuzarea finanțelor, exemplu, este Gehazi, Totuși, Ghihazi este greu de înțeles, pentru că s-a compromis financiar atunci când era pe culmea trezirii spirituale. Relații sexuale ilicite, exemplu cel mai potrivit este David. El a fost persecutat 38 de ani de socrul său, Saul, și totuși a rămas integru, însă cu bat și ba, femeia frumoasă care a venit să-și facă baie în Iordan, lângă casa lui, cu ea a căzut în păcat. Teologie falsă, Imineu și Filet se fac vinovați de asta, după cum astăzi umanismul, pragmatismul, new age pozitivismul, teologiile neocarismaticele și altele se încadrează la acest capitol. Viziunea. Unde? Spre ce ne îndreptăm? Autoritatea morală care determină credibilitatea. Ați întâlnit lideri care nu au credibilitate? Ei nu au credibilitate pentru că nu au autoritate morală, nu au autoritate spirituală. Exemplu personal nu este cel mai important, ci este singurul lucru important. Cum putem cultiva și păstra autoritatea morală? Având, folosind și dovedind însoțirea lui Dumnezeu. Caracterul nu doar abilitățile, integritatea nu doar performanța. Caracterul este cel mai important, mai important decât succesul, cariera, imaginea, banii, darurile. Darurile spirituale. Sacrificiul este prețul plătit pentru autoritatea morală. Dacă există un lider, o persoană în conducere care nu se sacrifică, eleneș, el manipulează, exploatează, îi pune pe alții să facă și el nu face, el nu va avea calitate morală și el nu va fi credibil. Crizele unei comunități de, sunt uh, explicate de pierderea autorității morale a liderilor lor. Influența este un, o altă caracteristică, adică cine te urmează. Capacitatea de a-i face pe alții să slujească, și aici nu este vorba de poziție, ci de încrederea pe care o creează. Puterea spirituală pe care comunică exemplul personal care se impune. Să nu se împotmolească în detalii, ci să-și urmeze viziunea. Să nu fie legalist sau libertin, ci să fie serios. Și loial. De asemenea, să nu fie plin de sine, ci să fie umil și milos, să știe cum să selecteze oamenii pentru slujire, fără să se lase manipulat, fără nepotisme, fără coruptibilitate. Să aibă încredere pentru a delega autoritatea, fără să țină lucrarea dependentă de el. Să fie capabil să ia decizii clare, nu confuze, ambigue, să inspire încredere, nu îndoială și incertitudine. Uh, Conducătorul trebuie să aibă principii. Fără principii, el va pendula în funcție de interes și în funcție de dorințele oamenilor. El trebuie să manifeste o atitudine de slujire. Acesta este primul interes. Biblia spune să aveți în voi gândul acesta, care a fost și în Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, Făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Atitudine de slujire, nu atitudine de Domn. Cultura și tradiția nu este scriptură. Fiecare națiune și fiecare biserică locală are tradiții și culturi specifice. Însă acestea nu sunt așa vorbește Domnul, ci doar așa se obișnuiește la noi. În credințele noastre nu trebuie confundate cu principiile lui Dumnezeu. Orice concept care mută atenția de la slujire la poziție sau de la modestie la merite personale este lumesc. Calitatea slujirii nu trebuie evaluată prin prisma pragmatismului omenesc, ci prin prisma sfințeniei divine. Apoi, compatibilitatea între a ști, a fi și a face. Nu-i poți conduce pe alții decât atunci când știi bine unde vrei să-i duci. Și nu-i poți duce acolo unde tu încă nu ești. Manipularea este interzisă, al patrulea principiu. Deși este ideal să influențezi pozitiv comportamentul altora, de fapt, conduce înseamnă capacitatea de a influența, nu este deloc corect să-i manipulezi sau să-i ții sub control, oricât de bine intenționat ai fi. Când duce Mântuitorului au fost preocupați de cine va fi cel din tâi, Isus le-a spus că ei trebuie să lucreze în echipă slujindu-se reciproc. Apoi, conducerea în smerenie. Un angajat primește acceptul stăpânului în slujire atâta timp cât evită mândria, a tot suficiența, infailibilitatea, indispensabilitatea. Un angajat care fură slava stăpânului este un hoț, nu un slujitor. Interzicerea excesului de autoritate. Manipularea prin orice mijloace este împotriva modelului spiritual de conducere prin slujire. Dacă autoritatea unui conducător spiritual nu este recunoscută de cei mai mulți, foarte probabil că nici nu este. Relații bazate pe încredere Mântuitorul, știind că oamenii au porniri de invidie și concurență nesănătoasă, le-a poruncit vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Atenție, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă, condiționalul, dacă, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Dragostea față de oameni este dovada iubirii de Dumnezeu. Cine pretinde că îl iubește pe Dumnezeu, pe care nu-l vede, și nu iubește pe oamenii de lângă el pe care îi vede. Este un mare mincinos și ipocrit. Lipsa iubirii frățești și a neîncrederii dintre lideri, a neîncrederii dintre oameni, a neîncrederii dintre membrii comunității, în speță membrii Bisericii, reduce eficiența lucrării Bisericii lui Dumnezeu. Responsabilitatea spirituală este a luptei la principiu. Niciun conducător și niciun membru nu este deasupra obligației de a da socoteală bisericii, de a da socoteală comunității, de a da socoteală familiei. Soțul nu poate să spună nu te interesează unde am fost sau soția. Trebuie să existe un sistem de răspundere în cadrul uh, oricărei comunități, oricine încalcă principiile etice creștine, să dea socoteală de fapta sa. Uh, sau oricine ajunge în situații critice să poată beneficia de sfatul și suportul comunității a familiei, a bisericii. Multiplicarea conducerii. Spunea Pavel în 2 Timotei 2 cu 2 Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și ei pe alții. Barnaba voia să ia cu el pe Ioan și Marcul, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Uh, Moise și Iosua, Ilie și Elisei, Domnul Isus și ucenicii, Pavel și Timotei. Toate, toate aceste perechi demonstrează că un lider trebuie să dezvolte ucenici, trebuie să crească în spatele lui pe cineva, trebuie să se investească în cineva. Moise a fost liderul, dar el l-a mentorat pe Iosua. Ilie a fost liderul, l-a mentorat pe Elisei. Domnul Isus a mentorat 12 ucenici și lumea întreagă. Pavel a mentorat pe Timotei, pe Tit și pe alții. Este timpul acum să spunem câteva lucruri despre caracterul conducerii. Caracterul conducătorilor. Dumnezeu le dăruiește conducătorilor daruri și abilități care se potrivesc cu misiunea la care au fost chemați. Disciplina, spre exemplu. Înainte de a cuceri lumea, trebuie să ne cucerim pe noi. Mulți dintre cei care doresc să conducă, eșuează pentru că nu au învățat să urmeze pe nimeni. Cineva a întrebat la sfârșitul predicii: Cât timp ți-a luat pregătirea acestei predici? El a răspuns: Toată viața. Frumos răspuns. Apoi, viziunea. Oamenii care și-au influențat cel mai mult contemporanii au fost oamenii care au avut o viziune clară. Farisei au văzut în Petru un analfabet anonim. Iisus a văzut în el predicatorul din Noul Testament. Observați diferența? Înțelepciunea este pe locul 3. Abilitatea de a te folosi de uh, cunoștințele dobândite. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă și ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică, spunea Iacov în capitolul 3. Decizia. Când toate datele problemei sunt pe masă, doar conducătorii au înțelepciunea și curajul să ia decizia potrivită, să-și asume responsabilitatea, facem așa. Restul, spun eu, mă abțin, probabil că ar trebui să întrebăm și pe alții, oamenii se feresc în general să-și asume responsabilități. Omul obișnuit vede problema, vizionarul vede soluția, conducătorul decide aplicarea soluției. Ce frumos! Avram a luat decizia să-l asculte pe Dumnezeu sacrificându-l pe Isaac. Moise a luat decizia să abandoneze privilegiile Egiptului pentru a se identifica cu destinul plin de suferința elevreilor. El a devenit robul lor mai târziu. Dumnezeu l-a educat 80 de ani ca să-l folosească 40 de ani. Curajul. Curajul este fermitatea minții care îl ferește pe conducător de descurajare. Conducătorii trebuie să fie oameni curajoși. Dragii mei, se pot spune multe lucruri despre conducere, însă ceea ce am vrut să subliniez aici nu este un seminar despre sau pentru specialiști, pentru mari lideri care conduc mari comunități de oameni. Și sunt principii care ar trebui să caracterizeze stilul nostru de viață, să știm să ne conducem propria viață. Să știm să ne conducem familia, să știm să ne conducem copiii, să-i educăm. Să fim oameni influenți în comunitatea în care trăim. Fiecare dintre noi avem vecini, rude, rude extinse. Fiecare dintre noi avem la serviciu o echipă. Suntem implicați în tot felul de grupuri de oameni. Este bine să fim oameni cu discernământ. Să avem idee despre principiile vieții, despre principiile conducerii și în felul acesta să fim niște oameni de care se folosește Dumnezeu. Niște oameni care influențăm comunitatea în care trăim. Niște oameni care suntem de folos pentru cei dragi și pentru toți oamenii din jurul nostru. În urma acestor cuvinte, cred că ar fi un timp potrivit să ne oprim și să ne uităm la noi. Cât de departe este stilul nostru de viață de aceste principii? Este adevărat. Poate am trăit într-un mediu în care nimeni nu a investit în noi. Poate nu am avut un model și poate nu am fost expuși la aceste principii. Deși ne dorim să ajungem oameni care influențăm comunitatea în care trăim, nu ne-a ajutat nimeni să ne formăm. Dar ne putem forma singuri ne putem dori să ieșim din anonimat, nu de dragul de a deveni importanți, ci de dragul de a deveni folositori și influenți. Cred că ar fi bine să ne oprim și să ne rugăm, să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că El ne iubește, El ne-a creat, El ne-a adus până astăzi, trecându-ne prin tot felul de experiențe din care, până la urmă, în mila sa ne-a ridicat, ne-a vindecat și ne-a binecuvântat. Haideți să stăm înaintea Lui. Tată Ceresc, ne oprim mulțumindu-ți în rugăciunea aceasta și închinându-ne înaintea ta pentru har, pentru că ne dai atenție, pentru că ne binecuvintezi expunându-ne învățăturilor tale. Mulțumim că ne înveți, Doamne. Mulțumim că investești în noi. Mulțumim că ne dai cuvântul tău care ne poate schimba mintea și sufletul. Mulțumim, Doamne, că ne ajut să înțelegem ce ar trebui să devenim înaintea Ta pentru viața noastră scurtă pe care o avem de trăit pe pământ. Iartă-ne, Doamne, pentru ignoranța noastră. Iartă-ne, Doamne, pentru tendința noastră de a fi ceea ce nu suntem. Iartă-ne pentru ipocrizie. Iartă-ne, Doamne, pentru nepăsarea noastră, pentru superficialitatea noastră. Îți cerem în numele Domnului Isus să ne ajuți, să ne deschizi mintea, să ne dai înțelepciune și putere, să ne deschizi ochii, să ne ajuți să înțelegem și să pricepem, Doamne, ce trebuie să facem pentru a ne atinge potențialul, pentru a deveni oameni influenți în societatea aceasta potrivit voiei tale. Ajută-ne să înțelegem care este chemarea noastră, ajută-ne să înțelegem ceea ce trebuie să facem și dă-ne și puterea de înfăptuire. Binecuvintează-ne să fim ca un balsam pe rană în familia noastră, indiferent de poziția pe care o avem. Ajută-ne să fim prietenoși, ajută-ne să îi îndemnăm pe oamenii spre bine, ajută-ne să fugim de nervi, de violență, de un comportament nesănătos și dă-ne pacea și liniștea pe care o au oamenii care sunt împliniți și care te cunosc pe tine îți mulțumim pentru toate lucrurile, îți cerem ajutorul și binecuvântarea. Știm că ni le vei da pentru că ești Dumnezeul și Tatăl nostru și în Hristos tu ne asculti rugăciunea și o împlinești potrivit voiei tale. Binecuvântat să fie în numele Tău, Tată. Amin. Scump prieteni, mulțumesc pentru prezență, pentru interes. La despărțire vă binecuvintez, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, sperând din inimă într-o întâlnire viitoare. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă.